George, dar nu frecvent, nu zilnic, dar atunci când putem să vorbim, vorbim. V-ați dat vreo întâlnire cu sesionatorii la Sibiu? Încă nu. Florentina, cu ce să mă spăr? Nu mă spăr cu nimic. Am fost și urma sănătoasă și a fost foarte bună. Mamă, ce poftă îmi faci. Îmi vine să mă duc la Lidl să-l cumpăr tortilla. Denisa din sezonul ăsta a mai fost. Am văzut și eu că a mai fost. Ce dacă? Tu ce vei face? O să vedeți. Ce face tu și Maria de la Caprici? Maria de la Caprici nu știu cine e. Da, normal, suntem la fel. Mulțumim frumos, sănătate tuturor, vă dorim și noi. Și să realizați tot ce vă doriți. Mulțumesc frumos, Claudia. Mulțumesc mult. Da, e o experiență pe care e bine să o treci doar o dată. Ia iurea să te duci de mai multe ori. O dată, da, poți să te duci. Eu nu m-aș mai duce niciodată, da? Având în vedere că am ieșit de acolo Gabriela, m-aș mai duce. Dacă aș fi singur să ies din nou cu ea, gen. Ați fost super frumos la Caprici și la Capatos. Mulțumim frumos. Ați fost pe la Neamur? Nu. Doamne, la Andreea este... Andreea, Florin Andreea. Gabriela este la o... La o verișoară, la o prietenă. Stai că vreau să răspund ceva. Am văzut ceva și nu mai știu cum să zic. Ah, m-am uitat de la, după la emisiunea de la Caprici, de la Extra Night Show. Doamne, cât de gras era la față și un fras. Zic, doamne, cum chiar cât te face gras televizorul. Mulțumim, Ioana, la fel, spor la treabă, ai grijă. Ori prieten, ori verișoară. E verișoara ei, dar eu îi spun prieten, nu știu, așa am obișnuit. Erai și roșu. Da, aveam o maretă pe mine la Cabatos, acolo la emisiune. Aveam o maretă pe mine, Sacora. Doamne, mi-era un car, nu mai puteam. Da, sunt, pare foarte gras la... În ce departament? Prevenire. Unde stați? Suntem la Sibiu. Nu mai bine vă doresc, la fel și eu. Da, e foarte mare diferența la teritor. Să presupunem că sezonul 10 o să invite pentru 3-4 luni pe toți cei care au rămas căsătoriți. Ai accepta? Ați accepta? Nu, de ce am mai merge acolo? Ce zici, va da startul Gabrielei Tascu cu cabina? Probabil da, ea va da. Veți veni în cazul în care vă vor invita? Dacă nu vom avea treabă, vom veni, cum să nu, cu mare drag. Dar de aici e mai greu, că avem și noi treburile noastre. Ai văzut faza cu matematicianul sezonului Alex? Nu. Să fii fericit toată viața. Gabriela începe serviciu, da, o întrebare. Dar numai dacă vrei să răspund sincer. Spune Corina, cum să nu? V-ați instalat? Da. Vă pup. Bună, Oana, ce faci? Că trebuie să dea startul mod normal. Da, trebuie să dea. La Extra Night Show. Ce e Extra Night Show? Păi să presupunem că premiul ar fi dublu, n-ar fi merita o încercare. Nu, n-aș vrea să ne mai expunem din nou cum am făcut-o. E o nebunie. Sunteți bine? Da, suntem foarte, foarte bine. Cu ce vă ocupați timpul? Studiem și muncim, creăm chestii. A, a fost, da, este. Bună, ce faceți? Foarte bine facem. Mihai Mădărin. Ce faci, Mihai Mădărin? Ce face Gabi? Era o verișoară. Doar fizic putem să spunem, fiindcă nu cunoaștem pe nimeni, adică nu am stat să o urmărim. Are idei bune, porcul ăsta. Când vine Marius, venim cu drag. Vă așteptăm cu drag. Unești Gabi. Unde-i Gabi? Era o verișoară. Ce-mi fac de cap? Cine vă place fizic? Mie-mi place Dima și Mihai fizic. Avansăm sau te... Deștepți tu, că eu sigur am. Nu știu ce să zic. Eu înapoi nu dau. De fapt și nu... Nu știu, băi, porcule. S-ar putea să ai dreptate. Sau poate am dat eu puțin înapoi să gândim la fel. Nu știu ce să zic. Ia prea că nu urmări farșii.
Ce, nu vă place de Mihai? Nu, eu vorbesc de fizic. Mai ales că am fost la cor în emisiune, sunt băieți mișto. Se îmbracă frumos, sunt înalți, na. Te-ai uitat la emisiunii, era în reloare, ai văzut cât a greșit? Nu am stat să mă uit la reloare. Tot ce s-a întâmplat acolo în emisiune a fost foarte, foarte bine, fiindcă noi acum o meci afară, suntem foarte bine. Deci nu regret nimic tot ce s-a întâmplat. Oh, norocel, ce puțin, mă, frate, de ce vorbești tot? Da, îmi dau seama, da, Elena, da. Oriunde ești, orice faci, de oricine ești, eu ai grijă de tine, de voi. O să am grijă, mulțumesc, la fel și tu. Ce face Gabriel? Era o verișoară. Invochează Adi, fratele meu. Adi fără tine, ce mă fac Adi fără tine, spune-mi. Bă, mie îmi place să stau așa să vorbesc. Adică chiar îmi place. Salutare din Austria, salutări. Din fete care vă plac. Nu pot să zic. I-a procurit ca patos de polițistă. Bă, e mișto rău de tot omora. Eu mă uitam foarte mult când eram mic, mă uitam la un show păcătos la emisiune, știi? Și chiar mi-am dorit, când am auzit că ne-a chemat, chiar mi-am dorit să mergem. Adică mi-ar plăcut să-l cunoști așa. E o mișto rău de tot și Caterinca și super mișto. Da, mă, porcule, eu știu ce zici. Eu am avut și o treacă la început, dar păreți mișto, mă bucur. Adică omul a părut super mișto. Acum nu cred că a zis era mișto, că probabil mai dă în capat. O să are și el 20 de ani de televiziune și n-ar avea de ce să mintă. Da, 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 a rămas cu gura căscat. Când am fost noi la extraordinar show despre asta e vorba. Ce părea despre Cosmin că s-a despărțit? Băi, frate, te desparți dacă nu te înțelegi bine sau dacă nu te împaci, te desparți, ce să faci, na? Nu s-au înțeles afară. Eu am spus că nu e același lucru în casă cu afară. Mulțumesc, Maria. Voi ce faceți? Ce aveți? Ce planuri aveți în seara asta? Da, probabil că da, porcule. Ia mai restați cu Mirna și Cosmin. Mă bucur că sunteți bine. Mulțumim frumos. Paul cu Roxana ce fac? Băi, nu știu ce fac. Am vorbit cu Paul zilele trecute. Paul, ăsta e Panorama. Îi scriu acum, am răspunde peste 5 ore. Formă peste 5 ore, îmi dă 10 mesaje. Zici ce vrei să zici, bă, 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 bă. Chiar ieri am vorbit cu Paul. Panorama, un om de viață, Paul. Care a fost cea mai grea decizie pe care trebuie să o iei până în prezent? Nu știu să zic. Eu mă distrez în Brașov. Opa, păi? Când mergeți la o vacanță, într-o vacanță. Acum începe munca. O să mergem. Când o să mergem într-o vacanță, o să mergem, cred că, 2 săptămâni și o să stăm liniștiți. Dar acum e Opera București. Am văzut că au postat poză cu Andrei. Nu știu ce ar fi fost corect. Eu muream cu tine în casă când te-ai apus să vorbești tu continuu, mai ales când erai stresat. Da, vorbesc mult. E o prostie. Mergeți la Părtiniș. Trebuia să mergem zilele trecute la Părtiniș, dar n-am fost. Este un băiat bun, așa e, Paul. Este, da. Ai luat decizia să te căsătorești în casă ca să nu o pierzi pe Gabi, că tot ziceai că stă asta nu. Nu doar de asta. Sunt multe chestii ce țin doar de mine. Cine a fost foarte atent la emisiune și m-a înțeles, știe ce decizie am luat și ce am zis și de ce am gândit așa. Aveți multă zăpadă acolo, da, uite, am vrut să arăt, ia uite, s-a înoptat, ce chestie. Susi vreun cuplu? Nu, că nu am reușit să mori, dacă o să mori la emisiune vreo săptămână, o să susțin. Cei ce vorbesc puțin sunt oameni care n-au multe de spus, așa e. Puh. Mai ești împreună cu cea cu care te-ai căsătoria în viața? Da, normal. E soția mea. Vezi că porcul face cornurețe cu untură și bicarbonat. Și eu știu să fac și cornurețe și sărățele, tot cu untură. Doamne, dacă mănânci, mor. Dacă veneai... Cine te-a cunoscut bine, a înțeles toate deciziile tale. Așa este, mulțumesc. Vă doresc o viață frumoasă, copii frumoși, mulțumim din suflet.
Să știi că... Să știi, așa este, nimeni nu e ok. Băi, uitați-vă la concurenția altfel și o să-i vedeți, nu știu, ce lucrezi. O să vezi ce o să lucrezi. Avem niște planuri, sperăm să se îndeplinească și dacă se vor îndeplini, o să se vadă, nu neapărat că o să răspundem noi. Nu, cu cine? Nu m-aș potrivi cu nimeni din niciun sezon și cu nimeni din, de pe planeta asta. Mă înțeleg, m-aș potrivi cu soția mea, nu? L-ai iertat pe Șaurescu? Păi de ce să iert? Ce treabă am cu el? Ce TikTok are Gabri? Gabi? Bă, nici nu știu să zic exact. Gabriela... Nu știu dacă și-a schimbat numele. Vezi la mine că o urmăresc. Mi-a dat o fată exact cum mi-a dorit, așa este. Nu ai nimeni de sezonul perfect, mă, nu știu să apăr, da. Nicio fată nu-i ca Gabriela. Băi, pentru mine chiar nicio fată nu-i ca Gabriela, sincer. Cine a scris că te-ai fi cuprat cu Cătărina nu te cunoaște. Ia o sporcură, nu mă cunoști. Ce zici de meciul de ieri, City-Arsenal? City o să fie, dacă știți cum a fost Barcelona acum 10 ani, 3 ani la rând de câștiga absolut orice aproape, adică gen echipă top, cum a avut și Bayern perioada lui și a avut și Real Madrid perioada cu 3 Champions League-uri, așa o să fie City, părerea mea. Că a vorbit prost la adresa ta. Am văzut că a vorbit. Fiecare vorbește ce consideră, ce... Faceți un copil dacă vreți să vă sudați relația. Ar crește împreună cu voi. Primul an ar fi fost mai greu. Băi, e greu cu copil. Îți dai seama, e o minune. Dar avem prea multe treburi de făcut. Trebuie să ne... Unde lucrează Gabriela? În poliție. Anul ăsta Arsenal are cea mai în formă, nu are nicio șansă City. O să vedem, Champions League contează, nu? Matei, mă sperii, Mina. Ce copil frumos o să faceți, băiat, neapărat. E greu, mă, cu un copil, dar ai și voi, crede-mă, că ți-o zic din experiență. Porcule, mi-ar plăcea să te cunosc, frate. De la oamenii mici nu poți să ai noi, crede-mă. Îmi doresc mult de tot, copile, dar ai chestie. Nu știu dacă era asta am spus. La ce echipă ai jucat, Vali? Metalul Globus București, Farul Constanța, Delta Turcia. Da, tot în poliție. Așa este, Corina Munteanu. Mai sunteți împreună? Normal. Mulțumesc. A vorbit concurenții de sonorul ăsta despre voi azi. Da, ce-au vorbit? Ce-au zis? Bro, nu asta. Eu după 9 ani însurat și... Tu când începi munca? Eu muncesc tot timpul. Așa este, Florentina. Așa este. Și am avut noroc chestia asta. Vă mulțumesc pentru TikTok-uri. Cristina, mulțumesc. De când ai ieșit, ce faci? Muncesc. Te angajezi tu la stat? Nu la stat. Părere despre noi concurenți. Nu i-am urmărit ca să-mi pot da cu părerea. Mersi, bro, pentru fiare. Bine că mi-ai dat fiare, adică să facem mușchi. Trebuie să beau apă. Ce face mama ta acasă?